Yano da Cruz is the Hannibal. Și acum adversarul lui, Flavius Boiciuc, zis Samuraiul. ...81 de kilograme. Mă așteaptă o luptă grea, de aceea am ales să mă inspir din antrenamentul lui Rocky Balboa și astăzi o să mă antrenez ca și Rocky Balboa, o să fac antrenamentul lui din film și sper ca la final să mă ajute să obțin victoria din meciul greu pe care îl voi avea. O să fie un antrenament intens, greu, dar știu că doar antrenându-mă din greu pot să obțin victoria, așa că să trecem la treabă! Primul antrenament l-am încheiat, a fost un antrenament intens, mă simt tot încordat, toți mușchii mi sunt încordați, a fost un antrenament super tare, mă simt ca un tank. Acum mă duc acasă să mă relaxez un pic pentru că urmează tura a doua de antrenamente, pregătirea de luptă, antrenamentul de luptă cu parteneri și așa mai departe. O să vedeți în câteva secunde, așa că să pornim la drum.
Am încheiat pregătirea pentru meci, sunt pregătit, hotărât, motivat să câștig. Și hai să vedem dacă antrenamentul lui Rocky mă va ajuta să obțin victoria în următorul meci. Hai să dăm drumul! Domnilor și domnilor, Zis Samuraiul! Give it up for Flavius Boiciu! All right! Give it up for Flavius Boiciu! Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare să mă susțineți. Se pare că antrenamentul lui Rocky a funcționat și am obținut victoria. Meciul este de anul trecut, însă am zis să combin antrenamentul lui Rocky cu meciul pe care l-am avut să fie așa un pic mai cinematic video, mai entertaining. Însă, în mare parte, pregătirea mea de meci, pregătirea de luptă este aproape asemănătoare. Doar că eu lucrez și picioarele, dar lucrez luptă la sac, luptă cu partener, tehnici la palmare, coardă, forță, alergare și așa mai departe. Deci pregătirea mea de luptă este aproape asemănătoare. De aceea am ales să combin antrenamentul lui Rocky cu meciul pe care l-am avut, să fie așa un pic mai distractiv. Activ. Însă, dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, subscribe și mai departe. Până la data viitoare, fii puternic, fii nefricat, samuraiule!